Astăzi am Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova s-a inaugurat o expoziție deosebită dedicată monumentului vânătorilor din Ploiești. Este un simbol al orașului Ploiești și am dorit și noi astăzi să aducem un omagiu ostașilor prahoveni din Batalionul 2 Vânători, care a luptat în acest război de independență din anii 1877-1878. Inițiativa construirii acestui monument a avut-o Ioan Sorescu în anul 1890. S-a constituit un comitet de acțiune care timp de 7 ani de zile, prin subscripție publică, au strâns banii necesari pentru construirea acestui monument. Prin listele de subscripție și de asemenea prin serate, tombole, s-a strâns banii necesari. Cel care a realizat piesele monumentului este vorba de sculptorul George Vasilică. Piesele au fost realizate ulterior în Italia, la Milano și Veneția, aduse în țară cu vaporul până la Brăila și de acolo până la Ploiești cu trenul. Pentru că pe data de 30 august, când se împlineau 1897, când se împlineau 20 de ani de la cucerirea de Crivița de către ostași și prahoveni, nu erau încă gata lucrările de amenajare din jurul monumentului, s-a decalat data inaugurării pe data de 12 octombrie. La inaugurarea monumentului au participat regele Carol I, prințul moștenitor Ferdinand, primul ministru de atunci Dimitrie Asturza, oameni politici, 100 de veterani participanți la acest război. De asemenea, cel care a avut inițiativa monumentului este vorba de Ioan Sorescu, sculptorul George Vasilică și comandantul Batalionului 2 Vânători este vorba de Alexandru Cadiano Popescu. În urma realizării monografiei acestui monument, realizate de George Tudorică, s-a descoperit că cei 4 vânători care sunt în preajma în jurul monumentului sunt realizate după chipurile a 4 oameni reali. Este vorba de Nicolae Purșanu, veteran al războiului de independență. Este cel care stă cu baioneta la atac. Este cel care este singura statuie care are și barbă. O altă statuie este făcută după chipul celui care a avut inițiativa de a se construi monumentul, este vorba de Ioan Sorescu. Și pentru că în momentul războiului avea doar 4 ani de zile, el este cel care stă cu baioneta la picior. A treia statuie este realizată după chipul lui Ioan Grigore, cel care a capturat drapelul turcesc la cucerirea de Crivița. Iar a patra statuie este după chipul lui Aurel Neagu, al treilea gornist al batalionului, și el este cel realizat cu baioneta în mână și cu goarna. După încheierea inaugurării a avut loc un banchet. Monumentul a avut 3 amplasamente. Primul este cel care a fost la primul rând când mergem spre Gara de Sud, al doilea în parcul de lângă Gara de Sud și ultima amplasament pe care știm și noi astăzi. Când s-a făcut o reinaugurare a monumentului anul 1980.